Emisiunea este realizată cu sprijinul companiilor domeniile Ostrov și NHR Agro Partners. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni ai emisiunii noastre. Vă spunem de aici, din Grădina Botanică Dimitrie Brânză, din Capitală. Am așteptat cu bucurie și nerăbdare momentul reîntâlnirii cu dumneavoastră, pentru că avem o mulțime de lucruri să vă spunem. Așa că să nu ne mai lungim cu vorba și să începem. Duminica trecută v-am prezentat primul episod dintr-un mini-serial dedicat cercetării agricole din România. Astăzi o să vedeți că specialiștii din domeniul horticol de la Ștefănești, Argeș, sunt capabili de lucruri mari în ciuda greutăților de tot felul. Aici ne aflăm la Fitotron, avem 5 dintre laboratoarele noastre și, așa cum spuneați, este inima institutului. De ce? Avem un laborator care se ocupă de multiplicarea, de mulțirea speciilor, atât de viță de vie, dar și de obținerea de noi plante, noi soiuri, de legume, în special de tomate, pentru că vă spuneam că avem o tradiție în cercetarea în domeniu. Avem zona de tehnologii și să știți că în ultimul timp ne-am aplicat foarte mult pe ce înseamnă tehnologii bazate pe digitalizare, pe agricultură inteligentă. E viitorul. Este viitorul și nu avem încotro. Ne ocupăm foarte mult pe partea de stres hidric. Chiar sunt reprezentantul României într-un proiect COST la Bruxelles, în care sunt vreo 37 de țări din Europa și nu numai, pe zona de stres hidric. Se pune foarte mult accent pe managementul surselor de apă. Altă provocare, tot a viitorului. Da, și am câțiva colegi tineri care se ocupă de asta și fitomonitorizăm partea de ce înseamnă schimbări climatice și stres hidric în sol. Avem apoi partea de virologie, care este strict legat de ce vă spuneam, că Institutul de la Ștefănești Argeș este unicul menținător al generației G0 de plante inițiale, de la care pleacă mulțirea viței de vie în România. Avem în această colecție 335 de soiuri create în România. Și de aici, e o avere. Este o avere și cred că este, cum să spun eu, principalul motiv pentru care această instituție a putut să reziste. Pentru că avem acest nucleu de plante care este, de fapt, de strategie națională să fie menținut. Și, nu în ultimul rând, partea de biologie moleculară. Se cunoaște foarte bine ce înseamnă necesitatea să-ți brevetezi munca, să nu mai ajungă suiurile prin alte țări. Este bine cunoscut suiul Victoria de struguri de masă, obținut de Victoria Lepădatul la stațiunea de la Drăgășani, care se cultivă acum, este unul dintre suiurile cel mai cultivate în lume de struguri de masă. Să nu mai vorbim de tuleul gras. Da, și tuleul gras de dincolo de pomicultură, care îl găsești peste tot în Europa. Din păcate, nebrevetat, neasigurat. Ce înseamnă ambiția noastră este ca banca asta de gene să o ducem până la harta genetică. Adică să știm totdeauna dacă este soiul respectiv, deci să verificăm uniformitatea soiului, să vedem dacă este sau nu este sinonim cu altele. Și, în primul rând, având această hartă genetică a fiecărui soi, te poți duce oriunde în lume să te lupți pentru munca ta. Nu? Mai altfel spus și pe înțelesul tuturor. În laboratorul de biotehnologii din cadrul Fitotronului de la Ștefănești se pregătesc viitoarele plantații de viță de vie, folosindu-se una dintre cele mai avansate metode în domeniu, înmulțirea in vitro. Această metodă de înmulțire presupune prelevarea diferitor tipuri de explante, și aici mă refer la meristeme, apexuri, internoduri, fragmente de frunze, de pețiol și inocularea acestora pe diverse medii de cultură în condiții controlate, în condiții aseptice. Această metodă presupune parcurgerea mai multor etape. Etapa de inițiere, despre care v-am vorbit anterior, după aceea explantele sunt transferate pe alte medii nutritive, cu alte compoziții, în vederea multiplicării acestora, adică dintr-un singur explant să obținem mai multe plantuțe. După această fază urmează etapa de înrădăcinare, în care, de asemenea, plantele regenerate sunt trecute pe diverse medii nutritive în acest scop de inducere a rădăcinilor. Și ulterior, ultima etapă, faza de aclimatizare, în care plantele înrădăcinate sunt transferate ex vitro, în condiții
normale de viață, să le spunem așa. Din laboratorul de biotehnologii, materialul săditor ajunge în cel de virologie, unde îi se fac alte teste mai complexe. 86 de virusuri au fost identificate la vița de vie, virusuri care produc pagube atât în plantațiile viticole, pagube exprimate printr-o cantitate și calitate redusă a producției, dar și prin longevitatea plantației, în sensul că durata de exploatare a plantației în condiții de eficiență economică este redusă în cazul în care butucii sunt afectați de o boală virală. Și îi studiați pe toți 86? Nu, este imposibil să identificăm toți cei 86, dar în legislația noastră românească și, bineînțeles, în acord cu legislația europeană, avem 4 virusuri care sunt studiate și sunt cele mai importante și mai păgubitoare virusuri. Acestea fiind virusul scurnodării, virusurile asociate răsucirii frunzei, serotipul 1+3, virusul FLEC și mai nou, aici la noi la Ștefănești, am început să studiem de 2-3 ani un virus care nu este în momentul actual inclus în legislație, dar el are o incidență extrem de mare atât în plantațiile viticole europene, cât și în toată lumea, pe toate continentele s-a identificat acest virus. Din acest motiv am început să-l studiem și noi aici la Ștefănești. Am văzut că și noi, din păcate, ne confruntăm cu prezența lui. Îl studiem atât din punct de vedere al efectelor pe care îl produce în plantație, dar și din punct de vedere al aplicării diverselor metode de eliminare virală. Da. Trebuie să fim pregătiți. Sigur că da și în permanență să știți că se identifică noi agenți patogeni pentru că natura ne plătește, ca să zic așa, cu aceeași monedă, așa cum noi afectăm natura și natura ne răspunde prin diverse mijloace, se apără. Da. Munca dumneavoastră aici este deosebit de importantă pentru că materialul săditor care pleacă de aici, trebuie să fie perfect sănătos. Sănătos, da. Ăsta este rostul laboratorului. Aici identificăm prin metoda ELISA, așa cum v-am spus, cele 4 virusuri din legislația noastră. Activitatea laboratorului duce mai departe în verificarea colecției de germoplasmă. O să mergem și acolo să vedem despre ce este vorba. Colecție de germoplasmă care este liberă de virusuri și constituie materialul de înmulțire G0, îi spunem noi, deci materialul de unde pleacă propagarea materialului viticol până când el ajunge în câmp, în plantație. Unul dintre cele mai fascinante laboratoare din cadrul Fitotronului de la Ștefănești este cel de biologie moleculară. O să vedeți de ce. Noi, ca să spun așa, studiem genetica plantelor, le studiem în amănunt, pornind de la ADN, așa cum povesteam și în alte capitole, și mai departe amplificare PCR pentru a arăta dacă soiul respectiv este sau nu ceea ce vorbim, dacă este, să zicem, fetească regală și dacă acesta are uniformitate genetică. Dacă nu are uniformitate genetică, acesta este impuritate și atunci nu putem să-l folosim. Este îndepărtat, noi nu putem să spunem cât de apropiat sau îndepărtat, dar nu este uniform. Atunci când facem PCR clasic, arătăm despre un soi că este din aceeași gamă. Spunem de fetească regală, trebuie să avem o linie uniformă, cap-coadă, 12 genotipuri de fetească regală, atunci toate sunt uniforme din punct de vedere genetic. Dacă vorbim despre alte soi, aceeași situație. Dacă punem soiuri diferite, benzile de ADN ar trebui să fie diferite și poziționarea acestora să fie chiar diferită
atunci când vedem o imagine electroforetică, pentru că după ce obținem materialul la acest PCR, mergem cu el la citirea electroforetică. Citirea electroforetică nu este altceva decât punerea produșilor de amplificare, mai exact niște compuși pe care noi i-am obținut prin amestecul a mai multor substanțe pe care le folosim în amplificare, astfel încât să obținem un produs care să ne arate nouă ceea ce am dorit de la bun început. Variabilitate sau apartenența la anumit soi sau ce dorim noi din punct de vedere genetic. Atunci când ajungem la electroforeză, efectiv construim un gel, un gel pe care ulterior îl analizăm cu o imagine electroforetică pe care o să vă arăt imediat în anumite articole pe care le avem noi pe hol, astfel încât să înțelegeți ce înseamnă această genetică a plantelor. La finalul vizitei de la Fitotronul din Ștefănești am avut parte de o mare surpriză. Iată! Este colecția națională de germoplasmă, națională de germoplasmă viticolă, liberă de virusuri. Așa cum v-am spus în laborator, activitatea noastră se finalizează prin menținerea acestei colecții sănătoasă din punct de vedere viral. Tot ce vedeți aici sunt genotipuri rezultate din munca amelioratorilor, soiuri și clone obținute de amelioratori din întreaga țară, care vin la noi și aduc materialul, noi îl testăm din punct de vedere viral și îl menținem în condiții controlate, la vase de vegetație, în condiții insect-proof, care protejează de eventuale infecții ulterioare. Avem 335 de soiuri, soiuri, v-am spus, obținute la noi în țară. Materialul care pleacă de la noi este util pentru înființarea plantațiilor, a materialului de înmulțire viticol destinat înființării plantațiilor, pentru că v-am spus că este recomandat să înființăm plantații cu material de înmulțire din categorie biologică superioară, adică sănătos. Pe înțelesul tuturor. Așa sănătos. Este. Să sperăm că cei care ne urmăresc acum vor reține aceste informații și vor veni mai des pe la dumneavoastră. Acum cu programul ăsta de reconversie care se derulează pentru a-și înființa plantații viticole. Mai mari, mai mici. Sigur că da. Îi așteptăm cu drag și le vom împărtăși din cunoștințele noastre și îi vom îndruma să înființeze plantații cu perioadă cât mai mare de utilizare. La final, doar câteva cuvinte vreau să vă mai spun. În primul rând, tot respectul nostru pentru specialiștii de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură de la Ștefănești, Argeș. Apoi, vreau să vă îndemn și pe dumneavoastră să priviți cu mai multă atenție la realizările acestor oameni. Chiar merită! Despre Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală se știe că are o activitate susținută de circa 100 de ani, iar cercetarea împreună cu dezvoltarea și inovarea în sectorul agroalimentar au o contribuție majoră în asigurarea securității alimentare pe termen lung. Ce drept, cel puțin în ultimii ani, activitatea ICADR a fost mai puțin mediatizată. Mai multe detalii despre instituție în interviul care urmează. Domnule Vili Dragomir, sunteți directorul Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală. Vorbiți-ne puțin despre institut. Institutul m-a luat ființă inițial în 1927 ca fiind o secție de economie rurală în cadrul Institutului de Cercetare Agronomice al României. Ulterior, în 1927 a devenit Institut de Economie Agrară, iar pe parcursul timpului, prin mai multe modificări legislative, a ajuns în prezent cu această titulatură de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală.
Institutul nostru este consacrat, aș putea spune, pe domeniu. Este primul institut de economie agrară din România. Ca direcții de cercetare... Exact, care sunt direcțiile de cercetare? Ca direcții de cercetare, în prezent, direcțiile institutului vizează avansarea de cunoștințe științifice, dezvoltarea de noi metodologii și soluții la problemele actuale ale sectorului agricol și al dezvoltării rurale, creșterea competitivității sectorului agricol, răspunsuri în ceea ce privește nevoile societății vis-a-vis de securitate alimentară și sănătate, consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale și mai nou încercăm și sper că vom reuși, sunt sigur de asta, să ne îndreptăm către două noi sintagme în domeniul respectiv, bioeconomia și economia circulară. Sunt două concepte care sunt foarte mult promovate în momentul de față prin cele două planuri, Planul Național Strategic și Planul Național de Redresare și Reziliență, și încercăm să mergem și în această direcție. Exact. Vorbiți-ne și despre numărul și încadrarea în programe de cercetare europene și naționale și cum se structurează programe sectoriale, programe finanțate de MADR, prin subvenții de la buget. Ok. Noi, de-a lungul timpului, am avut mai multe tipuri de proiecte în derulare. Au fost proiecte atât finanțate de la bugetul de stat, da? Proiecte naționale. Am avut și proiecte cu finanțare europeană și mă refer aici la proiecte de timp orizont. La cele naționale, în general, am avut proiecte, marea majoritate, finanțate de către Ministerul Agriculturii, da, proiectele sectoriale sau mai nou programul ATER al Ministerului. Am avut și proiecte de tip agral, așa cum se numește la un moment dat, și proiecte naționale. Puteți să ne dați puține detalii despre cum se structurează aceste programe sectoriale, mai ales programele care au ca parte fondurile europene? Fondurile europene, dacă aici ne referim la programul Orizont, Orizont 2020, noi am avut un astfel de proiect, s-a încheiat anul trecut în luna octombrie. Proiectul, acronimul proiectului era COASTAL, era o platformă colaborativă, da, în, ca zonă de desfășurare, zona Deltei Dunării. În momentul de față, proiectul s-a încheiat, așteptăm aprobarea raportului final de către Comisia Europeană și cam atât. În momentul de față, noi mai avem și alte propuneri de proiect, pentru că este în desfășurare acest proces. Așteptăm. Proiectele au fost depuse, propunerile, așteptăm să vedem ce se va întâmpla și sperăm să putem accesa și acolo. Ce ne puteți spune de planul intern de cercetare finanțat de la buget? Referitor la planul intern de cercetare, avem în desfășurare în momentul de față 5 proiecte de cercetare. Primul proiect se referă la rapoartele de piață pentru sectorul legumicol. Un alt proiect face analiza pieței vinului din România. Al treilea proiect se referă la cercetări privind modalitățile de eficientizare economică a exploatațiilor agricole din România. Un alt proiect este legat de noul concept despre care v-am vorbit mai devreme, respectiv bioeconomie. Da? Se intitulează Cercetări privind oportunități și provocări în tranziția României către bioeconomie. Iar al cincelea proiect sunt studii de marketing privind produsele agroalimentare cu referire la strategia Farm to Fork. Că vorbeați de bioeconomie, când credeți că vom putea vorbi de o agricultură cu adevărat verde în România?
Și asta în contextul în care vorbim de o politică a Uniunii Europene de ecologizare a agriculturii la nivel european. Este dificil de spus în momentul de față. Acum, dacă ne referim la sistemele de agricultură practicate, o comparație între sistemul de agricultură practicată în România față de celelalte state ale Uniunii Europene și la datele statistice referitoare la cantitățile de inputuri, da, respectiv îngrășăminte și așa mai departe folosite în agricultură, vom constata că noi stăm mult mai bine față de media Uniunii Europene. Da? Acum, deși sunt mult contestate actualele politici în acest sens, strategia Farm to Fork, de exemplu, referitoare la reducerea cantităților de îngrășăminte, pesticide și substanțe de protecție a plantelor, putem spune că România se află mult mai aproape de această țintă. Față de alte state, noi avem o calitate, respectiv fertilitatea solurilor. Și în plus de asta, să nu uităm că întotdeauna noi, așa cum am spus, am folosit mult mai puține cantități de îngrășăminte pentru că am avut această calitate a fertilității solurilor. Domnule Dragomir, la final v-aș întreba despre principiile după care este ghidată activitatea de cercetare la ICADR. Activitatea noastră de cercetare este ghidată după patru principii, respectiv inovarea, colaborarea, comunicarea și diseminarea și dezvoltarea resursei umane. Acum, detaliate un pic fiecare, inovarea în cadrul ICADR își propune să continue tradiția creată, da? Întemeiată ca un spațiu de învățare, dezvoltare și inovare pentru furnizarea de beneficii substanțiale, atât în ansamblul, cât și pentru comunitatea de afaceri și mediul academic. În privința colaborării, un al doilea principiu, institutul nostru caută constant oportunități de colaborare pentru a construi parteneriate atât la nivel local, regional, național și internațional. În privința comunicării și a diseminării rezultatelor de cercetare obținută de către institutul nostru, utilizăm toate canalele de care dispunem pentru a disemina aceste rezultate și mă refer aici la mese rotunde, participări în cadrul simpozioanelor naționale, internaționale și așa mai departe. Și ultimul principiu este legat de dezvoltarea resurselor umane. Resursa umană este o componentă foarte importantă în activitatea de cercetare și pot spune că este destul de dificil având în vedere finanțarea activității de cercetare, să atragem tineri și mai ales să-i menținem în această activitate. Pentru că situația este cea care este și, în general, salariul primează de foarte multe ori.
Fabrica de procesare a cărnii din Chitila a fost preluată în 2020 de antreprenorul Iulian Sămărescu, într-un moment în care unitatea întâmpina probleme economice. Printr-un plan de investiții susținut în plină criză sanitară, cu problemele inerente ale acestei situații excepționale și mai apoi în contextul războiului din Ucraina, antreprenorul a reușit să dezvolte această fabrică, să o modernizeze și prin activitatea de aici să susțină implicit și fermierii români cu care colaborează. Eu când am venit la Integra, având ca formare o persoană pe partea de analiză financiară, scopul meu a fost să rentabilizez această societate și am căutat tot timpul suportul acționariatului. Am găsit acest suport în persoana domnului Sămărescu și împreună am pornit la un drum în care să dăm o față nouă societății și să ne demonstrăm nouă că se poate face o activitate viabilă în cel mai greu sector de activitate care îl consider că l-are România în acest moment. Este o provocare mare, este o provocare care de multe ori nu mai depinde de capacitățile noastre. Sunt provocări care țin de partea legislativă. Țin în ultimul an ne-am lovit și de provocări care țin de situația la nivel european și mondial, cum ar fi creșterea prețurilor la tot ce înseamnă energie consumabile, care ne-au impactat enorm. Împreună încercăm să găsim soluții, să găsim suport și la partenerii noștri și pentru a nu face rabaturi la calitate cu care am învățat clienții noștri și partenerii noștri. S-a făcut investiții mari în societate. Prima etapă a fost să facem reparații capitale la toate echipamentele care erau în secțiile de producție. Am achiziționat echipamente pentru tranșare, pentru ultraviolete, în special pentru echipamentele tranșatorilor. Am achiziționat detectoare de metale mai performante. Am achiziționat un multivac, un echipament pe care am plătit undeva la 80.000 de euro pentru ambalare. S-au investit în alte echipamente de vacumat și aș putea spune că investițiile au fost și alte investiții mai mărunte, parc auto, s-au investit vreo 100.000 de euro. În total, aș aprecia că s-au cheltuit minim 1 milion de euro în investiții. Dacă mai adăugăm și investițiile fotovoltaice, investițiile se duc peste 2 milioane de euro. Sperăm ca această investiție să acopere ceva din costul uriaș cu energia care îl suportăm în acest moment. În permanență trebuie să inovezi, în permanență trebuie să te adaptezi la piață și niciodată nu poți să spui gata, am făcut totul sau societatea pe care o conducem a atins maximum de capacitate. În permanență trebuie să fim atenți, să inovăm, să dezvoltăm capacitatea de producție, să îmbunătățim activitatea noastră și lucrul acesta îl putem face doar în echipă. Firma are o capacitate de producție cam de 500 de tone pe lună, în condițiile în care facem producție, deci facem procesarea cărnii în cadrul companiei. Dacă vorbim și de achiziție de piese ca atare și comercializarea acestora, se poate adăuga peste această cantitate. Peste 90% din achizițiile noastre sunt date de carcasa de porc. Diferența de 10% aș putea o împărți în 9,5% carcasă de vită și un 0,5%
carcasă de ovină. Avem luni în care ne apropiem de 400 de tone, luni în care depășim cu puțin 200 de tone produs finit. Marfa pleacă cel mult 24 de ore. Ajunge la magazine sau în platformele hipermarketurilor. Timp mai îndelungat de, să zic, o săptămână ar fi pentru produsul congelat, care pleacă tot către hipermarketuri pentru acest tip de produs, cât pentru clientela de tip Horeca. Noi am făcut solicitări pentru a obține aceste investiții. Din păcate, nu am primit aceste finanțări. Au fost niște proiecte IMM Invest, la care nici nu ne-au băgat în seamă, băncile. Este dureros pentru că o societate cu capital românesc, un program gândit de guvernanți pentru a sprijini capitalul românesc, este tratat cum este tratat în prezent. Acum, în industria alimentară, rentabilitatea nu este mare, pentru că știm problemele care le au producătorii români, știm problemele care sunt cu hipermarketurile, care au un plafon și plafonează prețurile de achiziție, și în același timp știm foarte bine ce s-a întâmplat și cu salariul minim pe economie în ultima perioadă, și domnul Iulian Sămărescu a ajuns la concluzia că cel mai bine este să investești în forța de muncă pe plan local, să angajăm tineri din România și să nu mai aducem din Africa, din Asia, care după 3 luni de zile, 4 luni, au plecat în grup. Vă dați seama, să vii să deschizi producția și să te pomești că îți lipsesc deodată 17 oameni. Este un impact foarte puternic. Dar am reușit să-l depășim, ne-am mobilizat, dar este o lecție dureroasă care am învățat-o și, din păcate, am învățat-o noi și sprijin de la autorități nu prea avem. Avem cheltuieli care le suportăm pentru a înregistra aceste persoane cu carte de muncă la noi. Nu putem să solicităm înlocuirea acestor persoane de la firmele care fac aceste recrutări. Deci, efectiv, cum spunea și domnul Iulian, avem impresia că aceste persoane, sau în mare parte dintre ele, vin de la început cu gândul de a sta o perioadă cât mai scurtă până găsesc o soluție de a pleca în vest. Pentru a dezvolta și să suplimentăm această investiție cu niște panouri fotovoltaice puse pe terenul aferent clădirii noastre. Avem 25.000 de metri pătrați, în care măcar pe 10.000 de metri pătrați am putea instala celule fotovoltaice. Consumul de energie al fabricii este foarte mare. Pot să vă dau așa un reper de la cheltuieli cu energia și gazul în 2021 la 100.000 de lei, am ajuns la peste 250.000 de lei. Costurile sunt uriașe. Gândiți-vă că aceste costuri noi trebuie să le transferăm și noi în prețul produselor noastre. Având în vedere puterea de cumpărare a populației, de foarte multe ori, aceste costuri trebuie să le suportăm noi din marja noastră comercială. Și cam de 2 ani de zile așa se întâmplă. Gândiți-vă că în condițiile care la final de an societatea mai înregistrează și profit
Și banca vine și spune, domnule, ai profitul mic, noi vrem profituri cum au multinaționalele, pe ele le finanțăm. Atunci nu văd cu ochi buni viitorul acestei industrie în România. La începutul dezvoltării unei colaborări cu un hipermarket, trebuie să faci dovada dacă poți produce cantități care să fie semnificative. Pentru că ei vor să ai constanță, să ai volum, obișnuiești clientul cu o anumită calitate și cu un produs și dacă poți face să ai o acoperire națională, este una tu. Colaborarea cu aceste supermarketuri putem spune că este o colaborare bună. Bineînțeles că au și dumnealor anumite politici care persoana de contact, buyerul cu care discutăm, nu-l pot considera vinovat dacă cumva sunt momente când nu prea ne înțelegem pe cantitate sau preț sau pe o anumită promoție. Sunt lucruri inerente, suntem profesioniști și le tratăm ca atare, dar într-adevăr este o concurență foarte puternică și lupta principală care o avem cu hipermarketul sunt prețurile. Suntem conștienți că populația este puternic afectată, dar vedeți, dumneavoastră este un întreg. Dacă eu ca societate am un preț aproape impus, am și eu probleme sau restricții în a putea angaja oameni cu salarii mai mari. Aceste salarii mai mari se vor reflecta și ele în puterea de cumpărare a angajaților mei. Și dacă multiplicăm acest lucru la nivel național, observăm că este un cerc vicios. Și atunci această atitudine de a solicita tot timpul prețuri mici, cât mai mici, nu cred că ajută foarte mult la o creștere a economiei. Dacă îmi permiteți ce aș putea să spun, am așa mă zgârie pe creier o reclamă care o tot aud, mai ieftin decât ieftin. Eu, ca și consumator, aș avea o reticență să cumpăr un asemenea produs. În Izbiceni, comuna așezată în câmpia Dunării, principalele activități economice sunt creșterea animalelor și cultivarea legumelor. Legumicultura este reprezentativă pentru această localitate și asta a făcut ca izbicenii să-și câștige faima de a fi comuna în care fiecare familie are un solar. Domnul Felica, inginer agronom, fost primar la Izbiceni, 4 mandate am înțeles, iată acum și legumicultor. Suntem în unul din solariile dumneavoastră, am înțeles că aveți o suprafață destul de mare. Cam ce suprafață? În primul rând vreau să vă spun și eu bună ziua și bine ați revenit în comuna Izbiceni. Avem o suprafață familia, o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați, pe care nu facem altceva decât cultivăm toată paleta de legume pe care fermierii o cultivă pe cele aproximativ 400 de hectare de solarii din Izbiceni și din comunele limitrofe. Nu facem altceva decât să testăm soiuri și hibrizi pe care fermierii vin și îi văd aici în cultură și pe urmă ei își comandă semințe fiecare din soiul care el crede și la recomandările specialiștilor, bineînțeles, sunt hibrizi și soiuri care din momentul în care ei încep să le cultive, vor rezista minim 5 și maxim 10 ani în cultură. Să înțeleg că pe cele 7.000 de metri faceți loturi demonstrative, creați loturi demonstrative pentru cei din zonă, pentru legumicultorii din partea aceasta? Da. Pe toate cele aproximativ 7.000 de metri pătrați, nu facem altceva decât să facem loturi demonstrative, v-am zis, pe toată paleta de legume, începând cu tomata, care e numărul 1 la Izbiceni, și terminând cu ardeioasele, ardeiul gras, ardeiul capia și iutele în ultimul timp, vânăta, castravetele, varza timpurie. Soiuri, hibrizi?
și soiuri și hibrizi, colaborăm foarte bine cu Seminis, suntem în zonă singurii care distribuim semințele de la dumnealor, în care le asigurăm fermierilor și consultanță și partea de tehnologie care înseamnă aplicarea de erbicide, pesticide, fungicide din ce în ce mai puțin. Și aici aș vrea să fac o remarcă că de aproximativ 10 ani de zile la tomată fermierii, majoritatea fermierilor, cam 70% din ei, folosesc la stimularea tomatelor bondarii. Și la ardeioase, pentru anumiți prădători, anumiți dăunători, se folosesc prădătorii și care dau rezultate foarte bune. Iar ca îngrășăminte chimice, folosim îngrășămintele chimice pe bază de azot, fosfor și potasiu, deci macroelemente, și venim cu microelemente, calciu, fier, molibden, zinc, și dau rezultate foarte bune. Se face cartare agrochimică ca să știți ce tip de îngrășăminte aplicați, ce macro și microelemente folosiți? Da. Noi facem din 3 în 3 ani și fermierii, o parte din ei, nu toți, însă vreau să vă spun că această economie de piață și în special ultimii ani de criză i-au făcut și pe ei să știe o evidență clară și în funcție de rotația culturilor care o fac și de îngrășămintele, paleta de îngrășăminte pe care o folosesc și majoritatea are folosesc și îngrășăminte organice, își țin o evidență strictă și aplică într-adevăr grămuit și atât cât este necesar. În loturile demonstrative despre care îmi vorbeați, cam care este ponderea soierilor hibrizilor românești? Vreau să vă spun că o parte însemnată din ei, aproximativ 40%, sunt fermieri care preferă și soiurile românești și le aducem sămânță de la Buzău, în special de tomate și de vânătă. Da, ei au niște creații noi destul de bune, pentru piață destul de bune. Suntem aici într-un din solariile dumneavoastră. Văd că deja tomatele au o talie pentru momentul ăsta la care ne aflăm destul de importantă, destul de mare. Perioada în care ne aflăm și pe care am petrecut-o până la urmă cu temperaturi scăzute, vânturi puternice v-au afectat? Da, în special vântul. Deși eu vreau să spun că am făcut o propunere în urmă cu 20-25 de ani la nivel de Ministerul Agriculturii și nimeni nu m-a luat în seamă și spunea ministrului de la acea perioadă ca toți fermierii care obțin fondurile europene proiecte și vor construirea de solarii să nu le facă decât pe acest tip de solaru care este din țeavă galvanizată, are proiect, îl pui gaj, deci nu e după mintea fiecăruia să-și construiască solar. Această folie pe care o vedeți aici are 15 ani, de 15 ani de zile o folosim, deci este o realitate. Și cei care au solariile făcute, tip tunel, în genul ăsta au avut foarte puțin de suferit de pe urma vântului. Iar cei care le-au avut improvizate, din lemn, din, mă rog, să zicem, după posibilități, dar sunt foarte mulți care au obținut fonduri europene pentru construcție de solar și nu le-au făcut așa cum trebuie. Ei au mai avut de suferit, adică în sensul nici folie bună n-au folosit, atunci vântul și-a făcut de cap. Deci până la urmă costă, cheltuie mai mult după un asemenea eveniment. Exact, dar le-a prins cultura care le-a terminat-o. Am fost afectat puțin și de îngheț, tot la fel, solariile mai mici care n-au fost construite așa cum trebuie. În rest, stăm bine și eu zic că în maxim 10 zile deja tomatele din Izbiceni, la cei care au avut
agentul termic, încălzire, vor fi pe piețele din București. Ați văzut vreodată această floare? Fritillaria meleagris crește în zonele umede din județe precum Bistrița Năsăud, Gorj, Timiș, Brașov sau Suceava și este protejată prin lege. Laleaua pestriță, așa cum este numită popular, înflorește în luna aprilie sau mai, în funcție de condițiile climatice din zonă. Este ușor de recunoscut după modelul cadrilat al petalelor. Laleaua pestriță poate avea mai multe nuanțe, de la roșu aprins până spre purpuriu. Planta atinge 40 de centimetri înălțime și crește în zone ierboase, în lungile râurilor, până la altitudini de 800 de metri. Pentru că este, așa cum spuneam, declarată monument al naturii, dacă întâlniți laleaua pestriță în călătoriile voastre, admirați-o, dar lăsați-o acolo unde ați găsit-o. Să nu o rupeți, că-i păcat. Există un loc unde natura se dărnește complet, în culori, parfumuri, arome. Acolo se meșteșugesc vinuri de legendă. Natura oferă, omul creează. Domeniile Ostrov vin cu pasiune din Dobrogea. De multe ori, în drumurile noastre prin țară, în special la sfârșit de săptămână, oprim pe traseu să ne facem aprovizionarea. O facem în grabă, ca multe altele astăzi, fără să ne gândim, nici măcar o clipă, că am cumpărat altceva decât produse țărănești, proaspete și sănătoase. Aici la noi, la Elfoveni, sunt multe probleme. Au carnet de producător și cine are 60 de metri pătrați de solar, care e decât pentru consumul lui propriu. Sau se duce, cumpără marfă de la Târgoviște, că lumea, când coboară din mașină, nu oprește la mine că am decât ardei, capia, gogoșar, gras. Se duce acolo unde pune de toate, unde pune de toate, care sunt la a patra mână, aduse de la Olt la Pucheni, de la Pucheni le iau angrosiștii de la Târgoviște și ei se duc și iau de la angrosiștii de la Târgoviște și le pun la poartă. Și ne mirăm după aia că de ce este prețul atât de mare. Omul când coboară din mașină se duce exact țintit unde e exact ca găina, unde e grămada mai mare, acolo se duce ca să cumpere. Dar nu își pune întrebarea asta așa de unde poate să aibă atât de multă și diversificată marfă. Că are și ăla 4 palme, 6 palme într-o curte, nu poate să le facă pe toate și să aibă și ceapă sau că poate ceapa nici n-a pus, nici nu știe cum să pune arbagicul în pământ, poate îl pune invers și are funii de ceapă, are saci cu ceapă care acum am înțeles că e foarte scumpă și de unde atâta ceapă? Ai depozit, ai hală unde să poți să o depozitezi, cartofi la fel. Anul trecut am avut cartofi pe vreo 800 de metri pătrați, vă rog să mă credeți, am vândut toată iarna, am făcut vreo 3000 de kilograme de cartofi. Anul ăsta am luat cartofi aduși de la Harghita, 500 de kilograme de cartofi de sămânță și am plusat cu 2000 de metri pătrați de cartofi. Am aici în grădină, am un cămin unde am cumpărat băiatului pentru casă și mai am la tata în grădină, tot așa, un pământ foarte bun, am pus și acolo. I-am pus cu tractorul și așteptăm recolta, să fim sănătoși și să putem, adică să vând ce e de la mine, dar să știți că mare parte nu, cum să vă spun, nu se uită că e de la țăran. Nu, să cumpere. Vine acum la noi, la ora actuală. Deja au apărut roșii pe tarabă, la Elfoveni sunt roșii, dar că la noi toată chestia se mizează pe bucureșteni. Bucureștenii care trec vinerea se întorc duminica. E șoseaua DN71, e plin de mașini continuu. Vineri, sâmbătă, duminică și toți mizează pe chestia asta. Coboară bucureșteanul de sus din bloc, vine la Elfoveni și mă duc la Elfoveni să iau marfă. Du-te și iei marfă. De unde are roșii? Că sunt roșii aduse din Turcia, de alea cu codiță și puse la poartă. Și spune, ce, da, le-am în grădină, dar poți să spui întrebarea când cobor de mașină. Haideți să vedem în grădină, să văd și eu. Eu cu mare drag îi aduc. Dacă scot varză, haideți, domne, să vedeți varza la mine. Că nu mă duc să cumpăr roșii. Altă problemă. O să apară roșiile alea cu moț. Precosul ăla care e timpuriu. Da. O să vedeți, toate tarabele se termină cu salata și cu verdețurile astea până în Paști și o să se umple satul de roșii.
De unde sunt roșii, se duce, cumpără de acolo două baxuri de roșii și de dragul la un leu, doi lei care îl pune la kilogram, spune că e de la din grădină. Ei, eu nu pot să fac. Vorba, cum am mai vorbit și cu dumneavoastră mai devreme, mie îmi place să spun citatul ăla lui marele actor Constantin Diplan. Mama m-a învățat să fiu drept, cinstit și corect. Și nu pot să fac, așa am primit educație de la tata și nu pot să vă mânc pe dumneavoastră sau pe cu X sau pe Y, că e de la mine, că fac, că dreg eu cam și la mine în solar să crească bălării sau nu știu ce. Până de curând, Muzeul Național de Istorie a României a găzduit expoziția Dacia, ultima frontieră a umanității. De fapt, aceasta nu a fost o simplă expoziție despre getodaci și lumea lor, ci despre zorii culturii și civilizației europene, despre unicitatea, dar și despre contopirea civilizațiilor, despre o lume mult mai interconectată decât ne imaginăm astăzi. Domnule director, întâlnirea noastră este prilejuită de această expoziție unică, de altfel, găzduită de Muzeul Național de Istorie, Dacia, ultima frontieră a României sau a romanității. Cum doriți da, să spunem? Da, titlul nu a fost ales întâmplător. Dacia, ultima frontieră a românității. Este o expoziție care și-a propus să prezinte publicului un subiect foarte important și dezbătut. Dacii. Evoluția lor, cum s-au născut ca un popor aparte la sfârșitul primei epoci a fierului, în secolele 8-7 înainte de Hristos, deci acum circa 2800-2700 de ani. Apoi evoluția lor pe scena istorică a lumii antice până la cucerirea Dacii de către romani, Dacia ca parte a Imperiului Roman și apoi Dacia post-romană, conviețuirea locuitorilor vorbind limba latină cu populațiile migratoare. Titlul expoziției este unul provocator, pentru că însă situația Daciei este una excepțională. Dacia a fost ultima provincie europeană a Imperiului Roman. O parte din Dacia a fost sub stăpânire romană pentru circa 170 de ani. Dar cu toate acestea, Dacia este singura provincie romană unde până în ziua de astăzi locuitorii se numesc pe ei înșiși romani, în pronunția actuală români, și își numesc limba lor în limba populară vorbită de latinii de la țară, limba romanescă, adică limba românească, limba română. Aceasta este un paradox și expoziția încearcă să explice cum de s-a ajuns aici, ca Dacia să fie, de fapt, singurul loc unde se mai păstrează ca nume etnic, ca nume de popor, amintirea romanilor. În expoziția Dacia, ultima frontieră a romanității, sunt o serie de obiecte de fier pe care eu le consider capodopere tehnologice, de la părțile centrale ale scuturilor, de la Piatra Roșie, până la arme dacice care, după mai bine de 2000 de ani, își păstrează nealterat tăișul, ceea ce reprezintă o situație excepțională, având în vedere faptul că fierul este ușor atacat de către apă și oxigen și alte elemente din natură. Religia getodacilor în lumina izvoarelor istorice este reflectată de vestigiile acestei expoziții. Despre mitologia dacilor, în realitate, știm puține lucruri de adevăratele. Izvoarele sunt puțin numeroase. Mai degrabă se extrapolează, adică se aduc informații de la alte populații, înrudite mai mult sau mai puțin cu ei, tracii din peninsula balcanică,
și sunt aduse în vremea dacilor lui Decebal, de exemplu. De asemenea, geții și dacii erau două populații înrudite, dar probabil că vorbeau dialecte diferite ale aceleași limbi și ceea ce menționează Herodot despre geți, cu siguranță nu se mai întâmpla în vremea lui Burebista sau în vremea lui Decebal. Ceea ce începem să cunoaștem și să înțelegem tot mai bine e că în vremea lui Burebista a avut loc o reformă religioasă profundă și multe elemente din cultura geților și dacilor s-au schimbat. De exemplu, practicile legate de mormântare. Asta este cel mai evident lucru, că s-a petrecut o schimbare foarte dramatică. De asemenea, legenda despre smulgerea și distrugerea viilor cu siguranță face parte tot din acel complex al unei reforme religioase care a încercat să impună o nouă moralitate, o nouă ideologie. Sigur, aceste reforme religioase de obicei sunt generate de momente dramatice. Nu întâmplător, cei din jurul lui Burebista și marele preot Deceneu au considerat că vița de vie trebuie combătută pentru că efectele alcoolismului și de aici luptele intestine dintre diversele triburi sau uniuni de triburi sunt dăunătoare și acest lucru, această slăbiciune și fărămițare este un factor de pericol în condițiile în care dinspre sud se ridica Republica Romană și dinspre vest veneau grupuri celtice foarte războinice. Sigur însă că ceea ce s-a întâmplat în perioada premergătoare cuceririi romane a fost foarte importantă și pentru faptul că apar sanctuare. Ceea ce vedem la Sarmizegetuza este de fapt o zonă de sanctuare. Multe dintre ele astăzi sunt reduse la nivelul de fundație și erau temple. Erau temple ale mai multor zeități și toată zona, de altfel însă și alegerea locului pentru o capitală s-a datorat în primul rând faptului că întregul munte era considerat ca un loc sfânt, nu numai pentru dacii din jur, ci pentru majoritatea triburilor dacice. Asemenea, fenomene de adunare și de coagulare politică și militară în jurul unui centru religios mai erau cunoscute în antichitate, deci dacii nu sunt singurii care au trecut printr-o asemenea experiență și cât de puternic a fost sentimentul importanței religioase a Sarmizegetuzei este dovedit de faptul că după cucerirea Daciei romanii au trimis o garnizoană în munte, trupe dintr-o legiune a patra, care avea menirea să împiedice pe daci să vină să se mai roage, să mai practice ritualuri în zona aceea, tocmai pentru a șterge amintirea acestei identități. Însă, elemente din religia dacică au supraviețuit, după părerea mea, până în ziua de astăzi. Pe brățările dacice este figurat un dragon cu aripi, care cu siguranță era protectorul familiei regale și în limba română este iarăși un fenomen lingvistic unic în lumea popoarelor care continuă să vorbească limba latină. Noi numim diavolul Draco, de la cuvântul dragon. Deci a fost o zeitate, nu numai un simbol al puterii regale,
care a supraviețuit și atunci când dacă romanii s-au creștinat, sărmanul dragon pe care l-a adoraseră până atunci a devenit întruchiparea diavolului. Și astăzi în multe locuri există legenda sau cultul unui șarpe care păzește casa. Și acesta nu este decât urmașul vechiului Draco, acel dragon simbol al regalității și al dacilor, pentru că el devine simbol național, ca un fel de standard în vremea lui Decebal și apoi sub romani. Să ne mai amintim și de faptul că au păstrat foarte mult coifurile, nu? Sunt aceste elemente ale armurilor. Da. S-au păstrat în timp. Pe coifuri, mai ales pe coifurile de aur și de argint, sunt redați niște ochi magici care nu se întâlnesc decât pe coifurile getice și care probabil că aveau o dublă menire, să-l apere de ochi, ca să zic așa, pe purtătorul coifului și în același timp să-i sperie pe dușmani în timpul luptei. Până în zilele noastre, în basme, luptătorii împotriva smeilor folosesc obrăzare, adică măști, în care se protejează împotriva puterii malefice a smeilor. Și asta probabil este tot o moștenire din vechile ideologii și culturi ale geților și dacilor. Sunt aceste ritualuri în care se foloseau și ierburi, nu? Se practicau. Da, știm dintr-un izvor grecesc că dacii foloseau puterea vindecătoare a plantelor. Există câteva nume de plante care s-au transmis prin medicul grec Dioscuride și chiar și astăzi numele unor plante, cum este de exemplu spânzul, care este și otrăvitor și folosit pentru anumite tratamente sau practici magice, este de origine dacică. Nu are altă explicație decât faptul că vine din limba folosită de daci. Care sunt vestigiile care v-au emoționat cel mai mult, care o rămân așa pentru dumneavoastră și au pus amprenta asupra spiritualității dumneavoastră, sufletului, din această cadrul acestei expoziții, unde găsim numai obiecte originale, deci nu este nimic făcut în stil de replică. Da, acum, sigur, sunt subiectiv. Poate cel mai tare m-au impresionat ca profesionist, ca arheolog, ca persoană care se ocupă de studiul vechilor tehnici și tehnologii, obiectele de fier. Este vorba de partea centrală a unor scuturi descoperite la Piatra Roșie. După părerea mea, sunt cele mai extraordinare obiecte de fier din antichitate și nu numai. Sunt adevărate sculpturi. Meșterii care le-au făcut au avut în minte desenul și l-au transpus în negativ ca să iasă în pozitiv. Este o lucrare uluitoare. Piesele acelea au fost încălzite de mii de ori la roșu și în câteva secunde meșterul trebuia să modeleze un element care la sfârșit a dat o capodoperă și artistică și tehnologică. Cele scuturi nu erau numai pur și simplu elemente care să întărească și să protejeze purtătorul, ci erau și foarte frumos decorate. Analizele au arătat că scuturile erau acoperite cu strat de aur, de argint, de alamă și de cositor, dând un
desen colorat, foarte frumos colorat. Simbolistica ați studiat-o? Da. Având în vedere aceste desene. Pe un scut este din cele care au fost recuperate, că din păcate nu toate au fost recuperate. Pe unul din scuturi este reprezentat un zimbru, un animal care la vremea respectivă trăia în toate pădurile importante de pe teritoriul României. El a dispărut în secolul al XVIII-lea. A reapărut. Și a fost readus în secolul al XX-lea. De asemenea, pe un alt umbo de scut este dat un grifon, un animal fantastic cu cap de acvilă, cu corp de leu și cu aripi. Animal mitologic care în legendele populațiilor din centrul Asiei și probabil și de la noi era asociat cu zăcămintele de aur. Dar pe scutul de la Piatra Roșie, acest grifon este asociat cu flori și frunze de iederă, un element care este depus în legătură cu cultul zeului vegetației și al vinului și viței de vie, o versiune locală a zeului Dionisos sau Pater Liber, cum era cunoscut el în Dacia, o zeitate care a ajuns până în zilele noastre sub numele de Dragobete. Dragobetele este moștenitorul acelei zeități primordiale bărbătești, un bărbat tânăr care face ca natura să învie în fiecare primăvară și să ne bucurăm de roade. Lupul dacic, ce puteți să ne spuneți despre da, acest avem simbol? Și piese cu reprezentări de lupi. Atât pe piese de harnașament din tezaurele de la Craiova sau de la Cucutem Băiceni, deci în argint și în aur, sunt capete de lup grupați câte 3 sau 4, sau pe brățări dacice. În expoziție avem chiar o brățară masivă, are peste 150 de grame, decorată cu capete de lup cu gurile deschise. Asemenea, un animal venerat și temut în același timp. Faptul că era folosit pe harnașamentele cailor ne duce cu gândul la această legătură care mitologică care se face între cal și lup, animale amândouă cu mari puteri se pot transforma și trece dintr-o parte într-alta a lumii, de la cea pământeană la cea nepământeană și terestră, de la lumea terestră la lumea cerului. Știm că Sfântul Andrei este în același timp și protector al cailor, dar și și legat de cultul lupilor. Un alt element din vechile religii precreștine care au fost adoptate și care s-au păstrat până în ziua de astăzi în mitologia creștină română. Pe final, cum reconstituie această expoziție trecutul nostru, al fiecăruia dintre noi, a românilor? Sigur, expoziția prezintă cele mai caracteristice elemente de cultură. Toate popoarele, atât cele preistorice sau antice, cât și cele de astăzi, sunt în mare măsură fenomene culturale și lingvistice. Noi ne atașăm de o limbă, de o cultură și prin aceasta ne definim. Și expoziția a încercat să aducă în fața publicului român și străin prin ce se manifestau geții și dacii într-o lume foarte diversă și foarte conectată.
ce au adus și ce au primit, cum au acceptat și cum au reinterpretat lucruri venite de departe, în așa fel încât să dea naștere unei civilizații foarte originale. Acesta este, de fapt, mesajul expoziției. Ne permite să îi înțelegem pe daci, atât în manifestările lor de fiecare zi, de la ceramica cu care găteau și mâncau, până la uneltele și armele cu care lucrau sau se luptau, până la bijuteriile și până la gândurile lor pentru lumea de dincolo. Și aici, în expoziție, avem lucruri care se leagă de religia și de practicile uneori vrăjitorești, magia neagră, care erau realizate de către vechii locuitori ai Daciei. Da, ei chiar credeau că sufletul va trece într-o altă dimensiune. Dacii au fost... Cu siguranță. De deci acest, acest element este un element care merge în toate religiile vechi și rămâne până în ziua de astăzi motorul care îi face pe oameni să spere într-o altă lume, de obicei mai bună și mai dreaptă. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm și duminica viitoare la o nouă întâlnire cu universul fascinant al lumii satului. Dar până atunci, vă rog să nu uitați că lumea satului este și lumea noastră. A mea, a ta, a ta, a ta, a ta, oriunde v-ați afla. Pe curând, oameni buni! Emisiunea a fost realizată cu sprijinul companiilor Domeniile Ostrov și NHR Agro Partners.